Găsirea unei soluții temporare la problema deșeurilor. Am fost tras pe soară, am fost păcălit, am fost manipulat timp de 4 luni de zile de către specialiștii din Consiliul Județean, care ne-au dus pe o pistă falsă și cu 3 zile înainte, practic, a fost pus în situația de a nu mai avea unde duce gunoaiele municipiului, dezilind operatorii contractul cu firma de salubritate, cu firma operator de salubritate, tot sperând că până în 15 iulie, așa cum s-au angajat în februarie la Consiliul Județean, în prezența, repet, a specialiștilor din Consiliul Județean, vor oferi județului o soluție. Dacă nu aveam acel document, și este public, documentul emis de Agenția Națională de Mediu și se găsește acum pe site-ul Agenției Naționale, care a prezentat un comunicat de presă, numai trimis de la prefectură, unde s-a spus foarte clar că până în 15 iulie, Consiliul Județean are obligația să pună la dispoziția unităților administrative din județ o soluție temporară, pe care acolo au discutat-o, au trimis după acea gândire la Ampor Mediu specialiști din Consiliul Județean și le-a spus că se poate, iar cu 3 zile înainte de a se aproba autorizarea de mediu de către structurile abilitate în domeniu, am primit răspunsul, se închide tot, la revedere, descurcați-vă pe compromis. Și atunci am intrat în acea criză uriașă, fiind nevoit să port discuții cu toate municipalitățile din Transilvania și numai, găsind înțelegere până la urmă, doar la Alba Iulia, temporar, până în 15 iulie, dar a fost extrem de important acea gură de oxigen, ca după aceea să găsesc soluția municipiului Oradea până în 15 octombrie, iar după această lecție pe care am primit-o în ghilimele de neprofesionaliste la specialiștii Consiliului Județean, am încetat să ne bazez pe soluțiile lor și în acest moment lucrez la o soluție pe termen mediu pentru municipiul Cluj-Napoca, astfel încât clujenii să nu rămână niciodată cu gunoaiele în stradă și să nu mai depindă Consiliul Județean. Păcat că am fost prinși captivi în această soluție pe care au spus că o fac și de fapt nu au pregătit-o. Sarcina Consiliului Județean este primul rând să termine centrul de deșeuri. Când termine centrul de deșeuri, vor scădea și prețurile la gunoaie. Pentru că atunci se neutralizează final toate deșeurile într-un singur loc. Până atunci, fie duce la un deșeu, la un depus autorizat, cum este Oradea, fie ne ducem la unul temporar, unde trebuie să ne ducem înapoi într-un autorizat, vor fi costuri suplimentare de transport. De aceea, cu cât mai repede termină Consiliul Județean centrul de deșeuri, cu atât mai repede cum la gunoaie, ca să ne înțelegem. Pentru că până atunci, tot e temporar. Orte costă transportul la Oradea, la un depost autorizat, orte costă să faci într-o rampă temporară depozitarea și de acolo un cost suplimentar să iei din rampa temporară să duci la un depost autorizat, care poate fi la de la Cluj sau în altă parte.